De petrecerea de pietoni a ajuns pe patul de spital cu politraumatisme. Este vorba despre o femeie din municipiul Fălticeni care a fost lovită de un tir în timp ce traversa regulamentar strada. Incidentul a avut loc luni după în jurul orei 14 și 20 de minute, în timp ce conducea un autotren tip tir pe strada Dogar din urbea de peșomuz și a ajuns la o trecere de pieton semnalizată prin marcaj rutier și semafor. Un cetățean turc în vârstă de 42 de ani a uitat că trebuie să respecte legislația rutieră și să acorde prioritate de trecere pietonilor, lovind o localnică în vârstă de 61 de ani. Momentul producerii evenimentului rutier a fost surprins și de camerele de supraveghere montate în zonă, iar pe imagini se vede cum șoferul turc forțează semaforul, traversează intersecția și continuă să ruleze chiar dacă pe marcajul pietonal se angajase răs mai mulți pietoni în trecerea străzii pe culoarea verde a semaforului destinat acestora. În urma impactului, victima a fost rântită la pământ, suferind mai multe leziuni, astfel că a fost transportată cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Șoferul tirului nu consumase băuturi alcoolice înainte de a porni la drum. A arătat rezultatul verificării acesteia cu aparatul etilotest, dar pe numele lui a fost întocmit un dosar penal ce urmează a fi soluționat procedural și un bărbat a fost lovit tot de un tir în timpul unei traversări. Evenimentul rutier a avut loc marți seară la ieșirea din comuna Drăgușeni spre localitatea Cristești, județul Iași, pe drumul național 2. Din păcate, omul în vârstă de 61 de ani se angajase în traversarea arterei rutiere prin loc nepermis și fără să se asigure, iar impactul a fost fatal pentru el, bărbatul pierzându-și viața pe loc.